Capitolul 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. 6 zile să lucrați, dar ziua a 7-a este sabatul, ziua de odihnă cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei, este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremile lor hotărâte. În luna întâia, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului. Și în a 15-a zi a lunii acesteia va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului. 7 zile să mâncați azimi. În ziua întâia să aveți o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a 7-a să fie o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului vostru. El să legene snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca să fie primit. Preotul să-l legene într-o parte și într-alta, a doua zi după sabat. În ziua când veți legăna snopul, să aduceți ca ardere de tot Domnului un miel de un an fără cusur. Să adăugați la el 20 de efă din floarea făinii, frământată cu un de lemn, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. Și să aduceți o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Să nu mâncați nici pâine, nici spice prăjite sau pisate, până în ziua aceasta, când veți aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. De a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați 7 săptămâni întregi. Să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al 7-lea sabat. Și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să aduceți din locuințele voastre 2 pâini, ca să fie legănate într-o parte și într-alta. Să fie făcute cu 20 de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul. Afară de aceste pâini, să aduceți ca ardere de tot Domnului 7 miei de un an fără cusur, un vițel și 2 berbeci. Să adăugați la ei darul de mâncare și jertfa de băutură obișnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire și 2 miei de un an ca jertfă de mulțumire. Preotul să legene aceste dobitoace într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă și cu cei 2 miei. Ele să fie închinate Domnului și să fie ale preotului. În aceeași zi, să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui. Când veți secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: În luna a 7-a, în cea din 1-a zi a lunii, să aveți o zi de odihnă vestită cu sunet de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: În ziua a 10-a a acestei a 7-a luni va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri
în toate locurile în care veți locui. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta. Din seara zilei a noua până în seara următoare să prăznuiți sabatul vostru. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, în a 15-a zi a acestei a 7-a luni, va fi sărbătoarea corturilor în cinstea Domnului timp de 7 zile. În ziua întâi să fie o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. A 8-a zi să aveți o adunare sfântă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Aceasta să fie o adunare de sărbătoare. Să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care veți vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mâncare, jertfe de vită și jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă. Afară de aceasta, să păziți sabatele Domnului și să vă aduceți darurile voastre înaintea Domnului, să aduceți toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruințe și toate darurile voastre făcute de bunăvoie. În a 15-a zi a lunii acesteia, a 7-a, când veți strânge rodurile țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de 7 zile. Cea din tâi zi să fie o zi de odihnă și a 8-a să fie tot o zi de odihnă. În ziua întâi să luați poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălcii de râu, și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru 7 zile. În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de 7 zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna a 7-a s-o prăznuiți. 7 zile să locuiți în corturi, toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi, pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Așa a spus Moise copiilor lui Israel, care sunt sărbătorile Domnului. Lui Israel, care sunt sărbătorile Domnului. Lui Israel, care